Hola La Liga! Hola prieteni, hola amigos! Bine v-am regăsit la formatul nostru săptămânal deocamdată, până să înceapă etapele astea din Spania să vină la interval de câteva zile, etape intermediare și așa mai departe. Vă explicam săptămâna trecută, în etapa trecută, când am dat drumul la proiectul ăsta, că înaintea fiecare etape din La Liga încercăm o discuție pe teme fotbalistice cu Gică Crăveanu și Bogdan Stelea, ambasadori superbi și foști jucători în campionatul Spaniei, despre diverse teme. Versus este cuvântul central al acestei, hai să spunem, emisiuni, al acestei idei. Discutăm despre ceva versus altceva. Săptămâna trecută am discutat despre campionatul Spaniei de astăzi versus campionatul Spaniei de când jucau cei doi domni acolo. Astăzi am zis că suntem încă la început, până intrăm în tot felul de alte lucruri, să discutăm despre doi oameni, doi foști jucători și doi foști antrenori în campionatul Spaniei, care au scris istorie acolo și ca jucători, zic eu, și ca antrenori. E vorba de Guardiola și Zidane. Hola Bogdan! Hola Gică, hola Gica. Hola. Guardiola versus Zidane. Cum au fost ei ca jucători, că i-a prins? Da, eu l-am prins pe Guardiola încă de când a debutat. Gică l-a prins și pe Zidane. Și pe Zidane. L-ai prins și pe Pep? L-am prins și pe Pep. Pe Pep antrenor l-ai prins un pic? Pe Pep l-am prins mult, da, ca și comentator. Nu mai erai jucător când Nu, era la Barcelona, era antrenor Rijkaard. Când m-am lăsat eu, era Rijkaard antrenorul Barcelona. Pe Pep l-ai comentat, bun, pe Guardiola l-am comentat și îl comentăm cu toții. Tu spuneai înainte că noi mai discutăm înainte de să intrăm așa, să facem, să dăm drumul la dialog. Spuneai că e invenția lui Cruyff, Guardiola. Îl știa de la Barcelona B și era un copil când l-a promovat și a început să joace. Cred că avea 18 ani. Pe acolo, 18-19 ani. Și a făcut parte din echipa, prima mare echipă a Barcelonei, o numeau ei atunci, toată presa din Spania, o numea Dream Team. Au reușit să câștige Cupa Campionilor în 92 pe Wembley contra celor de la Sampdoria, iar el era titular de drept. Și cum juca? Stai puțin, de fapt, dacă tu ai zis că Guardiola a fost invenția lui Cruyff, Zidane a cui invenție să fie? A lui. A lui personal. A lui personal, pentru că a fost un geniu. Ca jucător, eu cred că a fost mult peste Pep, sincer, e părerea mea personală. A câștigat un mondial cu două goluri într-o finală. Un european. Un european, a fost un jucător uluitor. Balon de aur. Champions League. Și mai ales l-am prins și ca cu Naționala Franței noi, care era cea mai mare putere în acei ani ai fotbalului mondial. Dar noi l-am prins pe Zidane când abia se făcea Naționala aia Franței, ții minte atunci? L-am prins la meciul de la Saint-Étienne, la 0-0 a debutat în Național. Da. Atunci a intrat. 94 da. După campionatul mondial. Da, după, în toamnă, prin octombrie a fost. Atunci a debutat și atunci a început IMG să facă, să promoveze anumiți jucători. Încă la meciul respectiv mai jucau și Cantona a jucat, nu mai știu dacă n-a jucat și Ginola. Cred că a jucat și Ginola, dar după aia s-au supărat și n-au mai vrut să mai... Da, nu mai știu. Să mai vină. Ok, da, discuția este despre ei, deci... Mergem pe ideea, suntem de acord că Zidane jucător, ca Zidane fotbalist, da, mult peste. Diferit, mult mai jucător. Guardiola era o piesă importantă în jocul Barcelonei din acea vreme, pentru că era un pasator incredibil și pasator, mijlocaș central în fața apărării, reușeau să scoată mingea între el, Koeman și cine mai era Baquero. Acolo, Baquero, da, bine, Baquero juca mai în față. Dar cunoștea unghiurile de joc la perfecție și avea o continuitate și pasau atât de fluid. Era pentru vremea respectivă ceva incredibil. Tu ai prins pe Madrid, ai prins Madridul Galactic. Eu am prins și Madridul Galactic, da. Dacă Barcelona era Dream Team,
Madrid, Madrid, Salgado, Hierro, Ivan Elghiera, Roberto Carlos, da. Că mai erau, că era Zidane, Beckham, Figo, Raul, Ronaldo, da. Și gata, s-a închis filmul. Da, cum da, era Zidane da. La, pe teren, așa, cum îl vedeai? Foarte elegant. Eu cred că a fost cel mai elegant jucător contra care am jucat. Avea 45 la picior și nu era ușor cu piciorul ăsta să controleze așa de ușor mingea. Era foarte, foarte elegant, se asocia foarte mult cu colegii, marca, că asta a avut, eu cred, un plus mare față de Pep. Era un jucător diferit, Andrei. Pep nu prea ajungea în fața. Pep nu ajungea aproape niciodată. Avea o altă zonă unde juca altceva. Bun, și ca antrenori? Hai să vorbim de ei ca antrenori, că mulți dintre cei care se uită la noi acum nu i-au prins. Dar eu vă sfătuiesc să căutați pe YouTube, că vedeți, o să vedeți imagini și multe cu Guardiola și cu Zidane. Hai că pe Zidane se mai vede, Zidane, fotbalistul, mai apare în diverse retrospective. Guardiola nu, mai puțin. Pe mai puțin, da. Hai să vorbim de ei ca antrenori, că ei sunt acum, de ei ne lovim practic în... An de an, practic, de an de da, zile, de an de zile, de da. Zidane de 3 ori câștigător Champions League cu Real Madrid. Pep de 2 ori câștigător Champions League cu Barcelona. Da. Eu zic plus că... o finală. Da. Pierdut. Da. Cu City. Plus o finală. Eu zic că a reînnoit fotbalul Guardiola. Eu cred că a fost, cum a fost ca jucător, cum spunea Bogdan, că a fost ceva uluitor la vremea aceea în anii 90, așa a fost ca antrenor. Este unicul antrenor din lume care a reușit să câștige cele 6 trofee puse în joc într-un an cu Barcelona. Nu cred că le-a mai câștigat cineva. A câștigat Hansi Flick cu Bayern în Germania, campionat. Bine, așa și Zidane, e unicul antrenor din lume care a câștigat campionatul de 3 ori la rând, da. Și totuși un antrenor, Bogdan, care n-avea UEFA Pro. Care au fost câteva scandaluri și mai ales cu Paco Gémez. Da. Dar el era foarte bun ca... Ca antrenor, amândoi au moștenit. Deci sunt două școli diferite. Guardiola are școala Barcelonei și a perfecționat-o și a inovat cu anumite lucruri. Iar Zidane a antrenat la Real Madrid și automat și-a făcut acolo mâna. A antrenat Castilla... După aia a fost secundul lui Ancelotti și avea școala Madridului. Sunt două cluburi foarte diferite. Barcelona, un club mult mai disciplinat și mult mai unde jucătorii au sunt vedete, sunt jucători valoroși. Dar intră într-o disciplină și nu prea ridică capul și nu vorbesc ce nu trebuie să vorbească. Cum apare unul de genul, cum a fost Ibrahimović, dispare în... Automat. Automat. Da, în, da, da. În schimb, la Madrid, Madrid e un club din ăsta de glamour, de superstaruri, de cu care trebuie să știi să lucrezi. Sunt tot timpul, sunt mult mai în centru atenției. Deci e mai greu, după părerea ta, e mai greu să antrenezi la Real Madrid decât la Barcelona? Eu zic așa că da. Așa zice Bogdan. Eu cred că da. Și eu zic că da, pentru că Barcelona are o filozofie și a avut tot timpul după Cruyff. Eu cred că epoca Cruyff a marcat epoca ceea ce înseamnă ziua de azi Barcelona. Ei de la 12 ani, și eu dau exemple de multe ori, ei de la 12 ani joacă 4-3-3, ceea ce joacă prima echipă. În schimb, la Madrid nu. La Madrid face fiecare antrenor ce vrea, dar Zidane a știut să se impună în vestiar. Eu cred că el cu asta a câștigat Champions League, pentru că un antrenor dur, cum a fost Mou, n-a câștigat absolut nimic. La Madrid trebuie să știi să negociezi cu jucători. Și o repet și voi repeta. Cum a făcut și Ancelotti. Cum a făcut și Ancelotti, sau cum a... Da, exact. Bun, Gică zice că Pep a revoluționat fotbalul. Tu te simți mai aproape de Zidane, așa, mai spre... Nu? Nu, place mult mai mult Barcelona. Dar trebuie să recunosc că e foarte greu să faci ce a făcut Zidane. E imposibil. Nu cred că mai face cineva așa ceva, să câștige 3 Champions League. Și cu un club complicat cum e Madridul, că tot timpul sunt probleme acolo, cu tot felul de jucători. Să nu crezi că sunt jucători cărora tu trebuie să le spui ceva. Ușă de biserică. Exact. Guardiola, da. Primul lucru care a frapat pe toată lumea,
a fost faptul că nefiind, neavând jucători foarte puternici, avea unul, doi, că mi-aduc aminte că atunci când a început să joace, avea nevoie, mare nevoie de Yaya Touré. Îl ținea pe acolo că avea nevoie de unul care aia să... L-a luat pe da, Keita. După aia Keita, avea unul. Sau Edilson la fel a fost... Dar în rest, ei reușeau să recupereze mingea și să facă lucruri, pentru că gândeau 3-4 mișcări înainte și reacționau foarte rapid. Adică tranziția negativă o făceau incredibil de bine. Bun, și de ce n-a reușit Pep pe plan european? Că pe plan intern în Anglia nu pot să spui că n-a reușit. De ce n-a reușit în Champions League cu City și cu Bayern? Pentru că se poate întâmpla să ai o zi... Dar el a tot avut zile. 3 ani la Bayern și vreo 5 la City, la tot Bayern, a avut zile. La Bayern cred că acolo... A avut și ghinion acolo. A avut și ghinion, dar... Și filozofia lui nu cred că se plia cu ce cu jocul lui Bayern. Cu fotbalul German. La City, da. La City, cred că încă... Acum cu City a avut ghinion mare cu Real Madrid. Da. Da. Finala pe care a pierdut-o. Da. Totuși, nu poți să vrei numai de ghinion. Ok, și apoi să mergem și partea cealaltă. De ce Zidane nu... Filozofia. De ce așteaptă? Ce așteaptă Zidane acum? De ce nu ia pare că în Spania se vorbește că așteaptă naționala Franței pentru o jumătate de an practic, dacă da, nici măcar. Și asta aștepta de la bun început. Eu zic pentru că vezi tu, dă senzația și Zidane, dă senzația că nu-i place să antreneze chiar zi de zi. E un antrenor mai pentru o echipă națională. Să aibă pauze, să aibă relax, să aibă... Nu vrea să aibă acea presiune care o implicit un club și o asumi. Că tu trebuie să mergi zi de zi la stadion contra la 25 de rechini, cum are Real Madrid în vestiar și nu e ușor. Și de-aia consider că el va aștepta pasul ăsta. Bine, atunci, acum pe final, dacă ar fi să facem așa un vot, să votăm, să facem o anchetă și acum fiecare... În comentarii poate să-și spună punctul de vedere. Dacă ar fi să alegeți, Zidane sau Guardiola? Păi depinde, ca antrenor Guardiola, chiar dacă Zidane a câștigat 3 Champions, ca jucător Zidane. Și la fel. Deci mergeți, dacă ați fi, cum să zic, președinți la un club... Și ați fi într-o situație ipotetică să alegeți. Dom'le, avem de ales. Luăm pe Guardiola sau luăm pe Zidane? Depinde de ce club. Că dacă sunt un club ca Real Madrid, nu l-aș lua pe Guardiola niciodată. Nu. Vorbim de un club ca Manchester City. Poate. Sau ca Liverpool. Ai de ales la Manchester City acum sau la Manchester United. Hai că, nu că să zicem că Pep a fost la City. Hai, ești la un club. Uite, Newcastle, care are bani mulți acum. Și dai de ales, domnule, avem, zice, îți spune patronul... Se opun mai ușor, Chelsea. Domne. Eu la Chelsea aș alege Zidane. Pă cine ați alege, antrenor? Cu Guardiola e complicat. Trebuie să facă un sezon perfect. Și în momente cheie, are un joc incredibil. Atacă și pasează. Dar... Jocul ăsta, într-un anume moment, e ca un domino din ăsta, care cade o piesă și se năruie. Deci ai merge tot pe Zidane. Dacă ar trebui să câștig lucruri, da. Și eu, ți-am spus înainte. Eu la City, la Chelsea. La Chelsea îl văd pe Zidane, nu pe Guardiola niciodată. Sau la United, sau la cine vrei. Adică la Liverpool. Dacă mă întrebi, de exemplu, dacă s-ar putea să se întoarcă din nou la Barcelona să vină, l-aș alege pe Guardiola fără niciun fel de problemă. Exact. Pentru că au filozofia respectivă. Pe Zidane, clar. Exact. Au filozofia respectivă și ar avea răbdare cu el, i-ar da mână liberă, exact ce fac și cu Xavi acum. Bine, hai să vedeți. Duelul ăsta a fost între Zidane și Guardiola. Stați să vedeți data viitoare. Pentru că și calendarul ne ajută, calendarul din La Liga ne ajută și o să vă și spun la momentul respectiv de ce. Data viitoare, etapa viitoare, vorbim despre Ronaldo,
versus Ronaldinho. E, Ronaldo brazilianul, Ronaldo dințosu, că mie nu-mi place să-i spun grăsuțu. Ronaldo dințosu. Ăla bun. Nu, nici asta nu-mi place. Ronaldo brazilianul versus Ronaldinho singur. Pe săptămâna viitoare. Asta pronto.